În ultima perioadă, criza stocurilor de cărbune obligă primăria orașului Oradea să bage gaz în termoficare, în ciuda faptului că acesta este de două ori mai scump decât cărbunele. Se are în vedere darea în funcțiune a turbinei pe gaz existente, date fiind condițiile meteo și a stării precare a cazanelor CET. Pentru că a renunțat la cărbunele din Valea Jiului, care era prea scump și deoarece furnizorul din Ungaria a redus cantitatea livrată Oradiei, având alte priorități, administrația Bolojan s-a trezit cu probleme reale ale stocului de cărbune, starea precară a instalațiilor de la CET, ce provoacă săptămânal avarii, coroborată cu criza stocurilor de cărbune, reprezintă cauza reală pentru care destui orădeni se plâng de frigul din apartamente. Lipsa stocurilor afectează sistemul centralizat de termoficare, motiv pentru care primăria va aduce cărbune suplimentar de lângă Oravița.